destul de tânăr pentru funcția asta de director și nu cred că e doar părerea mea, e părerea tuturor. Dar uite că ăștia tineri fac treabă. Se confirmă. Ce predați? Da, predau educație fizică și sport. Apropo de tinerețe, am 38 de ani. Serios? Oh, da. Mulțumesc. Mulțumesc la fel și dumneavoastră. Deci în concluzie am început la... Deci ce face sportul, ca să înțelegeți și voi? Da, e adevărat. Sportul îți formează foarte multe trăsuri de caracter, ce ține de ambiție, de voință, dorința de a reuși, dorința de a te afirma. Disciplină, punctualitate. Exact. Munca în echipă, ceea ce este foarte important în sistemul de învățământ, pentru că eu cel puțin lucrez cu aproximativ 70 de cadre didactice, plus încă vreo 30 de angajați. Deci, într-adevăr, este vorba de muncă în echipă, într-un sistem de învățământ și într-un colegiu atât de mare. Dar am vrut să fac o referire vis-a-vis de una dintre cele mai importante schimbări în acest proces de reabilitare, este introducerea acelor table ecologice în fiecare sală de clasă. Adică la noi nu mai este cretă în școală. Tabla noi... aceea smart, sau cum se cheamă? Nu este tabla smart. Tabla smart are un alt scop de utilizare și se utilizează cu laptop, cu retroproiector. Dar am impresia că sunt și table din acelea în genul tablei smart la care nu folosești retroproiector, folosești un marker. Exact. Eu nu știu cum se cheamă. Noi am spus table ecologică pentru că nu se mai folosește creta. Noi nu mai avem cretă în școală. Toată lumea scrie doar cu markere. Toți profesorii intră în posesia markerelor. Școala le asigură acest necesar și este mai igienic și mai ecologic pentru toată lumea. Înainte să vă apucați de treabă la acest colegiu, ați fost să vedeți și alte școli? Ați fost pe dincolo, nu știu, sau doar a știu că așa trebuie să faceți și v-ați pus pe treabă? E adevărat că în momentul în care mi-am pus în cap, să zic așa, am avut ideea de a schimba colegiul. E adevărat că am studiat și alte licee din alte țări, atât pe internet, plus că am vizitat și Ungaria. Și în rest am încercat să iau idei și de la case, de exemplu. Apropo de, ați văzut cum este vopsită școala. Uh-huh. Am luat foarte mult în țară. Cred că e singura școală, cel puțin din câte am văzut eu și am văzut câteva lucrând în învățământ, dar e foarte primitoare, e o culoare caldă. Nu a dispărut acea culoare a școlii gri, maro, pe care nu vrei să o vezi. Trebuie să menționez că un sprijin foarte mare în spatele majorităților decizii vis-a-vis de design și de aspect l-am avut în soția mea. Într-adevăr, am avut un sprijin foarte... Apropo, cum spuneați înainte, că în spatele fiecărui bărbat stă o femeie puternică, exact. În soția mea m-am regăsit o femeie puternică și tot timpul ne-am consultat. Nu numai cu ea, bineînțeles că mi-am consultat, vreau să vă zic că pentru orice decizie generală am consultat chiar și Consiliul Elevilor. Le-am dat copiilor posibilitatea să vină cu variante de a zugrăvi școala, la fel cum s-a ales și uniforma. Tot copiii au fost cei care au ales. Da. Și soția lucrează în învățământ? Da, soția este educatoare, lucrează în învățământ. Așa, o familie de dascăli până la urmă. E plăcut în învățământ, păcat că nu avem mai mulți directori care să facă același gest. Păcat că nu au fost, nu știu, mi-ar fi plăcut să văd nu un sindicat, o asociație a managerilor care au reușit în învățământ. Pentru că peste tot, în construcții sunt 5-6 care au reușit, în media sunt câțiva care au reușit. Și cei care probabil au reușit într-o măsură mai mică, n-au avut fonduri, n-au avut idei, să fie oarecum direcționați, ghidați de persoanele care au găsit cheia succesului, între ghilimele. Da. Pe de o parte, pe de altă parte să știți că îmi cunosc majoritatea colegilor directori și vreau să vă zic că sunt și mulți alții chiar mai ambițioși și mai buni decât mine, doar că, bineînțeles, în viață ai nevoie pe lângă voință, dorință, ai nevoie și de noroc și de oportunități, acum depinde fiecăruia, dar majoritatea directorilor colegilor mei care sunt... Önálló magyar iskola létrehozásáért küzdenek évek óta a romániai Margittán. Az érmelléki kisvárosban erről született is önkormányzati határozat, de az ügy megtorpant a helyi romásság ellenállása miatt. A román előjárók szerint az önálló magyar iskola csak további feszültséget keltene a 43%-ban magyarok lakta településen. Hégető Anna 11. osztályos tanuló, elsőskora óta szülővárosában Margittán tanul. A 15.000-es városban csak vegyes iskola van. A magyar tagozatos általános és középiskolások szerint azért is lenne jobb egy önálló magyar tanintézmény, mert a mostaniban a román diákokkal elnézőbbek.
Előnyösebb lenne, mivel minden tantárgyat magyar anyanyelvű tanárok taníthatnának, ugyanígy az ügyintézés is magyar anyanyelven folyna a titkárságokon. Rendfenntartók vigyáznak a rendre, és megfigyelhető, hogy azért a román diákokkal kivételezés van. Valamilyen rendfelbontásnál ugye ők, tehát nekik elnézik jobban ezeket a dolgokat, nekünk már nem annyira. Jelenleg a magyar tagozaton több tantárgyat is román anyanyelvű tanárok oktatnak. Íme egy példa, angolóra, ahol a tanárnő nem magyarra, hanem románra fordítja az idegen szavakat. A szülők eddig már több mint 1500 aláírás gyűjtöttek az önálló magyar tanintézet létrehozásáért. Többek között azt kifogásolják, hogy a 39%-ban magyar tannyelvű margittai oktatási intézményben csak románul lehet ügyintézni. A szülők, akiknek egy része vidéki, mert nagyon sok gyerek jön a gimnáziumba vidékről, olyan magyar lakta településekről jönnek, mint Albis, Bogyoszló vagy Szalacs, ahol mondjuk a román nyelvet nem igazán tudják beszélni, és jól esne nekik, hogy az igazgatóval anyanyelvi szinten tudjanak társalogni, beszélgetni. Továbbá a szülők kifogásolják, hogy évente a kelleténél kevesebb magyar tannyelvű osztály indul, és azt is, hogy a magyar nemzeti ünnepeket is csak félbe tudják megtartani, hogy a többségi érdekeket ne sértsék. A magyar igazgatóhelyettes szerint is sokszor hátrányos megkülönböztetés éri a magyar diákokat a vegyes intézetben. Durva szóbeli agresszióban nyilvánul meg, nem egy és nem két esetben. Természetesen iskolai díjkiosztókon él eredményeket elért magyar gyerekek kifütyölése is egy nagyon megalázó a többség részéről. Egyes tevékenységeken a nyelvbéli különbségek miatt ugye kirekesztettek a magyar tagozatos diákok, sok esetben nem is értesülnek ezekről a tevékenységekről. Vitatja ezt a margittai középiskola román igazgatója, aki szerint a tanintézetben soha nem voltak etnikai villongások, és mindig mindent megtett a jobb oktatási körülményekért. Az önálló magyar iskolát indokolatlannak tartja a direktor. Personal de 4 ani de zile. Én mindig a békesség pártján álltam, amióta igazgató vagyok. Gondoljon bele, hogy van két gyereke, és egyik a másikkal ezentúl nem akar majd egy asztalhoz ülni. Hát körülbelül ez a véleményem az önálló magyar iskola létrehozásáról. Ha létrejön, új helyzet lesz, alkalmazkodunk hozzá. Margittán az 1990-es, majd a 2000-es évek elején is tettek már kísérletet egy önálló magyar iskola létrehozására. Ez egyik alkalommal sem sikerült. A város polgármestere most sem támogatja a magyar törekvést. Bár az RMDS kérése jogos, valamennyi margitai polgármestereként úgy vélem, hogy mindenkit meg kellett volna kérdezni erről, nem csak a magyarokat. Margitán jól működő oktatás volt évtizedekig. Szerintem nem szerencsés elválasztani a magyar és a román tagozatokat. A megyei tanfelügyelőség magyar tanfelügyelője szerint a románság azért sem akarja a szétválasztást, mert így jelentős anyagi forrásoktól esne el a vegyes intézmény, hisz a támogatás fejkvóta alapján jár. Tanfelügyelőségi szinten az egy 4 osztályos iskolákról dönthetünk, míg a 9-10, tehát a liceumi vonalat azt a minisztérium engedélyezi. Ahhoz, hogy szeptemberben ez beinduljon, egy meglehetősen feszített tempót kell végigjárjunk. Jelenleg az is vitatárgya, hogy hol lehetne az önálló magyar iskola. Mivel 39% magyar diák van, ez a három iskolában 70 tanterem van. Na most ennek a 70 tantereknek a 39-40%-a